Hristos a înviat. Veniți și luați lumină. În seara aceleiași zile, prima săptămânii, deși ușile erau încuiate, în care erau discipolii, de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și spunând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: primiți pe Duhul Sfânt. Primiți lumina. Este Paștele, Învierea Domnului, cea mai frumoasă și sfântă sărbătoare, care încheie misterul iubirii lui Iisus Hristos venit pe pământ. Iisus care se naște pentru noi oamenii ca să ne aducă bucuria, pacea și mântuirea. Iar acest lucru îl face atunci când El iese biruitor din mormânt. Învinge păcatul, învinge răul, învinge moartea, îndepărtează întunericul. În noaptea sfântă a învierii Domnului se aprinde lumina, lumina lui Hristos, pe care celebrantul o înalță, o arată tuturor și spune: veniți și luați lumină. Adică veniți și luați-L pe Hristos. Veniți și împărtășiți-vă cu cuvântul Său, cu iubirea Sa. El este cu noi până la sfârșitul veacurilor. Învind din morți, Iisus nu mai moare, ci rămâne pururea viu. Rămâne cu noi. Rămâne lumina noastră. Iată pentru ce sărbătorim cu mare bucurie, cu multă speranță și mângâiere, această victorie a lui Iisus Hristos, care a aprins în lume o adevărată lumină pentru pașii noștri. Lumina, lumânarea pe care o purtăm în mână, ea se împarte tuturor și rămâne aceeași. Lumina care în fața noastră se îndreaptă mereu în sus este un simbol al acelei chemări ca noi să ne îndreptăm spre El ca să primim lumina. Lumina care, așa cum se știe, pentru a lumina se consumă, cum se consumă o lumânare, dar care răspândește în jur căldură, siguranță, bucurie și pace. Acesta este sensul celebrării măreței sărbătorii Învierii Domnului, care vine la noi ca să ne arate că El este lumină și că cine umblă după El nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Pentru sfânta sărbătoare a Învierii Domnului, când îl întâmpinăm pe Hristos, Cel ce a biruit moartea, a ieșit din mormânt, vă spunem tuturor din inimă: veniți și luați lumina. Veniți și întâlniți-vă cu Iisus. Păstrați nu numai în mâinile voastre, ci în inimile voastre lumină. Lumină pe care trebuie să o răspândiți tuturor. Lumină care, chiar dacă ar ajunge la milioane și milioane de oameni, ea rămâne izvorul adevăratei bucurii. Se împărtășește pentru că Dumnezeu se dăruiește. El care este lumina noastră a tuturor. Spunem din inimă tuturor celor care celebrează Sfânta Înviere cu entuziasm și bucurie să aibă sărbători frumoase și multă lumină în suflet, spunându-vă tuturor din inimă: Hristos a înviat, aleluia! Adevărat a înviat!
Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Cornel Cadar și mă bucur să vă salut în această zi de duminică, când ne-am propus să discutăm despre liturghie. Unii dintre dumneavoastră deja ați fost la liturghie, ați venit acasă, alții poate că urmează să mergeți după amiază. Discutăm despre frumusețea liturghiei cu invitații din studio, pe care îi salut cu mult drag. Mai întâi îl salut pe părintele Daniel Iacobuț, responsabil al oficiului pentru pastorația liturgică și sacramente. Bine ați venit, părinte. Mulțumesc de invitație și bine v-am găsit. Dumneavoastră ați mai participat și la alte emisiuni de genul acesta, așa că va fi mult mai ușor. Spun bun venit și doamnei Ana Doboș de la parohia Sfânta Tereza din Iași. Bine ați venit! V-am găsit! Și bine ați venit și dumneavoastră, domnule Ciprian Hușanu, de la aceeași parohie Iași Sfânta Tereza. Bine v-am găsit! Așadar, discutăm despre liturghie, despre acel act de cult la care deja credincioșii, mulți dintre ei, au participat astăzi în zi de duminică. Dumneavoastră sunteți responsabil al oficiului pentru pastorația liturgică și sacramente. Care este rolul acestui oficiu? Scopul său primar este de a-l ajuta pe episcop pentru a promova viața liturgică în dieceză, în Biserica Catolică de aici, din Moldova. A promova viața liturgică înseamnă a promova, de fapt, întâlnirea credincioșilor cu Dumnezeu prin riturile, prin rugăciunile, prin toate acțiunile de cult pe care le săvârșesc preoții împreună cu credincioșii. Și îmi place să aprofundez această expresie de viață liturgică, pentru că înainte de toate e viață, e viața lui Dumnezeu care vine în viețile noastre, este harul său care vine să ne transforme și este viață liturgică, adică este o viață care vine în inimile noastre prin niște rituri, prin celebrări, prin Sfintele Sacramente, prin rugăciunea bisericii, prin diferitele sărbători ale anului bisericesc. Toate aceste celebrări au rolul de a aduce în inimile credincioșilor viața lui Dumnezeu, viața Harului, și de a-i face să trăiască cât mai aproape de Dumnezeu și de semeni. Liturghie, liturgie, sunt doi termeni care sunt folosiți. E diferență între... Este o anumită diferență, deși rădăcina lor vine de la un cuvânt din limba greacă, au aceeași rădăcină, leiturgein. Acest termen înseamnă o acțiune săvârșită pentru Dumnezeu în favoarea poporului. Aceasta este semnificația în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament. Așadar, acțiunea săvârșită pentru Dumnezeu în favoarea poporului desemna orice celebrare liturgică, de exemplu, taina botezului, taina mirului, sacramentul Sfintei Liturghii, preoția, căsătoria, apoi liturgie este și tot întregul celebrărilor de pe parcursul unui an liturgic. Aceasta era semnificația la început. Liturgia ar însemna toată acțiunea de cult a bisericii. Apoi, în bisericile din Orient, în Orientul Europei, acest termen a ajuns să desemneze centrul acțiunilor de cult. Inima acțiunilor de cult este Sfânta Liturghie, adică Euharistia. Și de aceea am putea spune că liturgia desemnează întregul trup al cultului bisericii, Sfânta Liturghie este inima acestui trup, adică este sacramentul Euharistiei, celebrarea euharistică. Cu alte cuvinte, liturgie e un termen mai generic, cuprinde... Exact, cuprinde toate acțiunile liturgice, toate acțiunile de cult, iar printre ele cel mai important rol îl are Sfânta Liturghie. Dacă veni vorba de Sfânta Liturghie, amintiți-ne, Părinte, celor care am participat la liturghie, dar și celor care merg mai rar. Care sunt părțile principale ale unei liturghii? Cele mai importante părți sunt liturgia cuvântului, adică momentul în care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, momentul în care lăsăm ca acel cuvânt să intre în mințile și în inimile noastre, să trezească credința în noi. Iar al doilea moment principal este liturgia euharistică, care este de fapt celebrarea jertfei lui Hristos de pe Calvar și a învierii sale. Prin consacrarea pâinii și a vinului,
în trupul și sângele lui Hristos. Cuvântul proclamat din Sfânta Scriptură ne ajută să ne împărtășim din trupul sacramental al Mântuitorului. Deci o primă parte este liturgia cuvântului și o altă, a doua parte, liturgia euharistică, unde credincioșii sunt invitați să se împărtășească. Pentru cine merge la liturgie, este obișnuit, îl vede în față pe preot și vede credincioșii. Dar mai sunt și alte slujiri, sunt și alți oameni implicați în cadrul liturgiei cu diverse misiuni care le au. Catehismul Bisericii Catolice ne spune că întreaga adunare celebrează un act de cult. Adică toți credincioșii care sunt în biserică celebrează Sfânta Liturghie. În cadrul acestei adunări există un rol esențial, cel al preotului, este slujirea preotului care le întruchipează pe Hristos, dar apoi există și alte slujiri. Este ca un trup, ne întoarcem la această imagine, care are diferite mădulare, toate conlucrează spre binele întregului. Întregul aici este biserica, adunarea liturgică, capul este preotul, iar celelalte mădulare sunt creștinii care au și ei alte slujiri. Printre acestea, un rol important îl are slujirea lectorului, acelui care proclamă lecturile biblice din Vechiul Testament sau din Noul Testament, în afară de Evanghelie, care este rezervată diaconului sau preotului. Apoi un alt rol important îl are animatorul cântării liturgice sau cântărețul bisericesc, organistul, dirijorul corului, care animă cântarea bisericii, apoi sunt ministranții. Adică... Vom reveni la aceste slujiri. E bine că ați amintit de slujirea lectorului și animatorului cântărilor, pentru că avem doi care au asemenea misiuni în biserică, îi avem aici invitați. Doamna Ana Doboș, dumneavoastră ajutați la proclamarea lecturilor din biserică, adică slujirea asta se cheamă de lector. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această slujire? Această slujire revine imediat în momentul în care primim cuvântul Domnului pentru a-l proclama. Deci în acel moment noi deja devenim slujitori ai cuvântul Domnului și slujitori ai persoanelor care primesc acest cuvânt al Domnului. Deci noi când proclamăm cuvântul Domnului ca persoane nu mai existăm. Existăm prin Dumnezeu și prin persoanele care sunt în biserică și ascultă acest cuvânt. Da, slujirea de animator al cântărilor ce înseamnă? Pentru mine personal, în primul rând, înseamnă să fac ceea ce am învățat, pentru ce m-am format, ceea ce îmi place să fac, dar mai presus de toate, peste toate pe care le-am spus până acum, înseamnă să ofer Domnului talentul pe care El însuși l-a pus în mine. Cu alte cuvinte, dumneavoastră, ajutați la proclamarea lecturilor din, așa cum spunea Părintele, din Vechiul Testament și din Noul Testament. La fiecare liturghie se citește, mai ales la liturghiile din sărbători și de duminică, se citește prima lectură din Vechiul Testament și a doua dintr-o scrisoare a Apostolului Paul. De ce vorbim de proclamare și nu de citire a lecturilor? E diferență între... Da, pentru că noi nu citim efectiv, noi proclamăm cuvântul Domnului. Pentru a proclama cuvântul Domnului, lectorul citește mai întâi această lectură, intră în conținutul acestei lecturi, cunoaște sensul lecturii, a cuvântul Domnului și el este pregătit să proclame acest cuvânt ca persoane din biserică, să creștinii din biserică să simtă ceea ce Hristos vrea să transmită prin acest cuvânt. Și atunci când vorbim de cântare, vorbim tot de o proclamare, există o legătură între text și partitură, între cuvintele unei cântări și linia melodică? Sigur, ar trebui ca linia melodică și cuvintele să meargă mână în mână. Atunci când compoziția melodică trece oarecum pe lângă cuvinte și e goală, nu are sens. Părerea mea este că cele două trebuie să meargă mână în mână și să urmeze un anumit sens al cuvintelor prin cântare. Iar mai apoi interpretarea celui care o face trebuie să fie în concordanță. Dacă vorbim de un cântec cu o temă luminoasă, asta trebuie să fie reflectată în interpretarea lui, la fel ca și implicarea într-o cântare mai tristă. Totul trebuie să fie autentic.
Cum se pregătește un preot pentru Sfânta Liturghie? Este o pregătire spirituală, înainte de toate, iar pentru această pregătire spirituală aș face referință la primele imagini care tocmai au fost arătate pe ecranele televizoarelor. Sunt imagini luate din Capela Sistină, unde Michelangelo Buonarroti ne-a înfățișat crearea lui Adam, cum Dumnezeu îl creează pe primul om. Acolo ni se arată că Dumnezeu se îndreaptă spre Adam cu mâna sa, căutând să-l atingă, să-i dăruiască o atingere dătătoare de viață. Mâna lui Adam este molatecă, este fără vlagă, în schimb mâna lui Dumnezeu puternică se îndreaptă către el. Ori aceasta este crearea nu numai a lui Adam, pentru că Adam în limba ebraică înseamnă om. Este crearea fiecăruia dintre noi. Când Dumnezeu ne atinge, atunci ne insuflă viață. Așa mă pregătesc pentru liturghie, așteptând ca să fiu atins de degetul lui Dumnezeu. Iar acest deget al lui Dumnezeu, de fapt, nu înseamnă nimic altceva decât cuvântul său, a mă pregăti ascultând acel cuvânt care va fi proclamat, al medita, și apoi a mă lăsa transformat de Sfânta Împărtășanie pe care o primesc în cadrul Sfintei Liturghii. Pregătirea spirituală o implică și pe cea concretă, așadar, de a citi textele sfinte, de a le medita, pentru ca apoi să le împărtășesc credincioșilor pe care îi slujesc. Dar un lector cum se pregătește pentru liturghie? Da, deci un lector ia cunoștință din timp despre lecturile care trebuie proclamate în timpul Sfintei Liturghii și meditează asupra textului, dorește să vadă ce vrea să transmită Hristos prin aceste cuvinte și prin proclamare trăiește intens spiritualitatea transmisă de lectura zilei. Cum se pregătește un dascăl sau un animator al cântărilor bisericești pentru liturghie? Un dascăl ar trebui să înceapă în primul rând printr-o încălzire vocală. Nici o cântare n-ar trebui să se facă la prima vedere, să-i spunem așa. Mai apoi trebuie să-și aleagă partiturile, melodiile, cântecele pe care le va interpreta în funcție de anumite necesități. Și mă refer aici la lecturile zilei, mai apoi la Sfântul Zilei, poate eventual și la perioada liturgică pe care o traversează. Mai apoi sunt necesități de ultim moment, le-aș putea spune, poate părintele predicator vrea să sublinieze anumite aspecte în timpul predicii, iar cântările pot ajuta în această direcție. Părinte, ce alte slujiri mai sunt în cadrul liturghiei? Am înțeles, sunt lectorii, e dascălul sau animatorul cântărilor. Dacă mai sunt și alte slujiri și cu ce se ocupă fiecare? O slujire importantă este și cea a ministranților. Cine a participat vreodată la o sfântă liturghie în ritul romano-catolic a putut observa cum lângă preotul care slujește la altar, de regulă sunt și câțiva copii care au o veștimentație specifică, veșminte liturgice, care ajută prin clopotele care trebuie sunate la un moment dat, prin diferitele momente ale Sfintei Liturghii în care ei sunt prezenți, prin purtarea diferitelor obiecte liturgice, de exemplu la Sfânta Împărtășanie, ei ajută preotul să împartă Sfânta Împărtășanie. Apoi sunt așa numiți feciori de biserică sau acei credincioși care ajută la strângerea colectei în timpul Sfintei Liturghii, un moment important pentru că ne arată cum liturghia înseamnă și participarea concretă la nivoile bisericii și ale săracilor. Sunt de asemenea persoane care ajută la primirea credincioșilor în biserică, atunci când cineva nu-și găsește locul, poate să îi arate, să indice locul respectiv, îi oferă cartea de cântece sau diferite alte materiale care îl pot ajuta în celebrarea cu rod a Sfintei Liturghii. Deci sunt foarte mulți implicați în cadrul liturghiei cu diverse misiuni. Pentru toți aceștia e vreo pregătire? Dumneavoastră ați spus că în cadrul oficiului vă ocupați de așa ceva. În ce constă pregătirea lor? E nevoie de o pregătire a tuturor celor care participă la Sfânta Liturghie. Mai întâi de toate este o pregătire personală, spirituală, pentru că prima condiție este credința. Ne pregătim încercând să creștem în noi credința pentru a participa cu adevărat la Sfânta Liturghie, dar persoanele care au o slujire deosebită, adică lectorul, animatorul cântării liturgice, de asemenea ministranții, au nevoie de o pregătire specifică.
Și de aceea, în cadrul acestui oficiu, dar împreună și cu alți preoți și alte organisme diocezane, cu Oficiul pentru Muzica Sacră, cu Oficiul pentru Pastorația Biblică, propunem zile de formare acestor categorii de persoane. De exemplu, în viitor vom avea o zi de formare la nivel zonal, în diferitele zone ale Moldovei, tocmai pentru laicii care proclamă Cuvântul lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie și pentru animatorii cântului liturgic, pentru organiști, pentru dirijorii de cor, pentru ca slujirea lor să fie mereu cu rod, adică să-i ajute pe oameni ca prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin cântare, de fapt să-L întâlnească pe acela care stă în spatele tuturor rugăciunilor și riturilor, pe Hristos. Doamna noastră, aveți familie și aveți și de muncă, nu? Un loc de muncă. Cum reușiți să îmbinați, știu eu, profesia cu familia și să oferiți și timp pentru această slujire din biserică, din cadrul liturghiei? Da, deci în momentul în care mă pregătesc să merg la Sfânta Liturghie, deja doresc să-L întâlnesc pe Hristos. Prin cuvântul Lui, Hristos ne transmite dragoste, bunătate. Participând la Sfânta Liturghie și la proclamarea lecturilor, eu mă încarc cu acest cuvânt. Și ajungând acasă, în familie, între prieteni, deja transmit această bunătate, această dragoste. Și în momentul în care Sfânta Liturghie se termină, noi suntem încărcați cu aceste daruri și le luăm cu noi. Nu le lăsăm în biserică. Deci le luăm cu noi și le ducem mai departe. Și prin felul nostru de a fi, transmitem această dragoste și tuturor celor care ne înconjoară. Slujirea de dascăl implică și mai mult timp. Mi-ați zis înainte de emisiune că aveți și un copil de aproape 2 ani să vă trăiască și să ajungă mare și lucrați și într-un anumit domeniu. Cum le împăcați? Din fericire, soția m-a cunoscut în momentul în care deja făceam această slujire, a acceptat-o și mă susține în continuare. Cât privește locul de muncă pe care l-am, acesta îmi permite ca timp, mai ales în timpul săptămânii, să-mi desfășor și slujirea. În weekend e mai relaxat, pentru că nu ar trebui să merg la locul de muncă pe care îl practic în mod normal. Pe de altă parte, încerc să petrec din timpul liber cât de mult timp posibil cu familia pentru a compensa oarecum lipsa mea din sânul lor. Părinte, când considerați că o liturghie este frumoasă? Aș putea spune că orice liturghie este frumoasă. Pentru că la orice liturghie Dumnezeu ni se dăruiește. Chiar dacă ea este celebrată, știu eu, într-un sat uitat cu 8, 9, 10 credincioși, sau dacă e celebrată, știu eu, în Vatican cu Papa și cu acolo 10.000 de oameni, orice liturghie are frumusețea ei, pentru că este frumusețea iubirii lui Dumnezeu care se revarsă asupra noastră. Din ceea ce noi celebrăm, adică din această taină a iubirii Domnului, a jertfei lui Hristos, emană și frumusețea riturilor, emană frumusețea cântării, emană frumusețea slujirii preotului, atunci când preotul slujește fiind într-adevăr trup și suflet în cuvintele pe care le spune, în cântările pe care le intonează. O liturghie este frumoasă când toți participă într-un mod activ la acea sfântă liturghie și astfel au în inima lor rodul iubirii lui Dumnezeu. Cum am putea noi să trăim mai bine liturghia? Pentru mine personal, o liturghie frumoasă e o liturghie în care toți sunt implicați cu slujirea sau cu participarea lor. Îmi place atunci când lumea cântă, când lumea aprobă cântarea pe care o fac, că nu e făcută în mod neutru, și mai ales mă bucur atunci când cântecul de la împărtășanii se lungește mult, pentru că lumea se împărtășește, mai ales atunci când se împărtășesc copiii, pentru că îmi dă speranță că lucrurile vor merge bine în viitor. Suntem aproape de finalul emisiunii, mai avem puțin. Aș dori să-mi spuneți dacă există vreun text din Sfânta Scriptură pe care l-aveți la inimă și care vă ajută în slujirea dumneavoastră, Părinte. Pentru mine e important mărturia pe care Ioan Botezătorul o dă în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, spunând că Hristos este mirele, iar El este prietenul mirelui. Și de aceea, când celebrez Sfânta Liturghie, mă gândesc că sunt prietenul mirelui, nu mirele, iar mirele este El, Dumnezeu, care își întâlnește mireasa biserică.
E un text care vă ajută în slujirea dumneavoastră? Este. Din totdeauna, Psalmul 137 mi-a marcat oarecum slujirea. Aici vreau să scot în evidență faptul că poporul evreu punea accent pe aceste cântări, pe psalmii lui David, spunând cum ar putea cânta din cântările Domnului într-un pământ străin. Și asta m-a ajutat foarte mult să pun accent și importanță în slujirea mea. Părinte, observ că ați scos și o carte, Nobila frumusețe a artei de a celebra și a spațiului liturgic. Care e ideea acestei cărți, conținutul? E foarte simplu. De fapt, sunt două conferințe ținute la zile de formare pentru preoți și apoi sunt câteva documente ale bisericii legate de spațiul liturgic. Nu ar dori decât să fie o inițiere în frumusețea pe care noi o trăim atunci când intrăm în biserică și celebrăm Sfintele Sacramente. Este o inițiere în frumusețea nobilă a lui Dumnezeu și a Sfintelor Taine, o frumusețe care nu e neapărat fast, ci este simplitatea iubirii lui Dumnezeu care ni se comunică. De aceea nu este frumos doar ritul, ci totul trebuie să fie frumos, adică și spațiul în care se celebrează acel rit, iar pentru acest lucru trebuie să oferim cât mai multă atenție și dedicare. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Liturghia și liturgia sunt subiecte care poate despre care poate discutăm și cu altă ocazie, pentru că a mai rămas mult de spus. Oricum, rămânem cu gândul că există o frumusețe în liturghie și pe aceasta trebuie să o căutăm. Vă mulțumesc mult, dragi telespectatori, pentru că ați rămas cu noi. Rămânem cu gândul acesta că participăm la Sfânta Liturghie, ne închinăm lui Dumnezeu și descoperim frumusețea cerului. Vă dau întâlnire peste două săptămâni. La revedere!